Veste plăcută pentru iubitorii de animale. Primăria Municipiului Pitești și Asociația Chinologică Argus Pitești organizează duminică 27 mai de la ora 10 în Parcul Strand expoziția Chinologică Națională. La expoziție au fost înscriși 328 de câini din cadrul a 66 de rase cunoscute. Câinii vor fi arbitrați de arbitrii profesioniști cu recunoaștere națională și internațională. Expoziția se va desfășura în Parcul Strand după ora 10 începe partea frumoasă de arbitraj, ocazie cu care vă invit și vă dumneavoastră să veniți, pentru că aveți ce vedea. Ca număr de câini, vorbim despre istoria chinologică a județului Argeș, avem 328 de câini, niciodată nu a fost un număr atât de mare de câini. Am făcut niște invitații speciale, pentru că această expoziție a noastră urmează după campionatul mondial din Austria, invitații individuale unor campioni mondiali. Și ar fi păcat să nu fie văzuți acești câini de o frumusețe rară, care reprezintă standardul de frumusețe internațional. Vor veni foarte mulți campioni mondiali. Deci va fi o expoziție la un standard de calitate, cum nu a mai fost, poate, deocamdată pe zona Muntenia. Pentru că la campionatul mondial au fost niște rezultate pentru România cam asemănătoare cu cele obținute din gimnastică. Gimnastica românească, foarte mulți campioni mondiali. Anul trecut a fost un concurs special, la Leoa Neagră, deci am folosit acest brand cu aprobarea domnului primar. Anul acesta va fi ediția a doua și va fi oferită cupa la Leoa Neagră, celui mai frumos ciobănesc românesc corp, pentru a-l populariza și a contribui și noi la recunoașterea acestuia. Câștigătorii vor primi un certificat de aptitudini pentru campionatul național.